Fraților, nu de puține ori am subliniat și eu și au subliniat și alții înaintea Bisericii cât este de important să avem o credință sănătoasă și autentică. Și am folosit numeroase ilustrații și s-au folosit numeroase ilustrații, inclusiv asta cu roaba, eu știu și altă variantă, ca să ne ajute să înțelegem fiecare dintre noi cât este de important să-L credem pe Cuvânt, pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin! Înainte ne stă un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu de care, ca să beneficiem pe deplin, trebuie să ne apropiem cu credință mare. Ca să beneficiem și ca să înțelegem rostul acestui tablou din Isaia 53, dacă nu îl întâmpinăm și dacă nu ne apropiem de el cu credință, dacă nu dăm importanță multitudinii de detalii pe care ne oferă profetul cu privire la suferința Domnului Iisus, și dacă nu credem că fiecare dintre aceste detalii nu sunt în plus aici, ci sunt detalii așezate de Dumnezeu și lăsate de El acolo, ca noi să înțelegem toată măreția suferinței Domnului Iisus. Dacă nu ne apropiem cu astfel de credință de pasajul acesta, s-ar putea ca unii dintre noi să fim poate plictisiți, poate pe undeva așa dezamăgiți de insistența pe care prorocul o are asupra jertfei Domnului Iisus. De aceea, cu astfel de credință, aș vrea momentele care urmează să ne apropiem de pasajul acesta al cărții Isaia, capitolul 53. Săptămâna trecută, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am uitat în capitolul 52, de la versetul 13 până la versetul 15 și am văzut aici faptul că lucrarea robului lui Dumnezeu, care am stabilit data trecută, este vorba despre Domnul Iisus Hristos, va fi o lucrare care este anticipată a fi o lucrare măreață, versetul 13. Apoi ne-am uitat versetul 14 și am văzut că dincolo, sau după prevestirea măreției lucrării robului, urmează ceva ce, după calculul nostru, nu prea are de-a face cu ceva măreț, mai degrabă are de-a face cu ceva cât se poate, de puțin măreț, cu ceva tragic, am putea spune noi, versetul 14 și apoi versetul 15, readuce înainte ochilor noștri acest adevăr extraordinar. Îmi place foarte mult ideea aceasta. Deci, tot așa pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura. Înaintea lui împărații vor închide gura. Și am stat și m-am uitat în pasajul acesta. Dacă vă mai aduceți aminte, data trecută am stabilit un detaliu care foarte probabil a adus multă suferință în inima Domnului Iisus. Ne-am uitat și am văzut că printre aceia care și-au bătut joc de Domnul Iisus au fost o categorie de oameni cărora noi le-am zis cei mai nevrednici. Cei mai nevrednici oameni și-au bătut joc de Domnul Iisus. Și ne-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că este o durere în plus pentru cineva să fie batjocorit de cineva care este nevrednic. Nevrednic. Și ne-am uitat la câteva pasaje și dacă în smerirea Lui Domnul Iisus a fost batjocorit de cei mai nevrednici, cei mai nevrednici oameni și-au deschis gura împotriva Lui, în smerirea Lui, în înălțarea Lui, Domnul Iisus va închide gura celor mai vrednici oameni. Asta va fi înălțarea Lui. În smerirea Lui, cei mai nevrednici și-au bătut joc de El. În înălțarea Lui, cei mai vrednici vor închide gura înainte.
Asta este asigurarea pe care ne-o dă Dumnezeu și în lumina acestei asigurări suntem chemați să ne trăim și noi viețile și suntem chemați să înțelegem și pasajul acesta. Am spus în capitolul 53 de la versetul 10, 11 și 12, vom reveni la tema aceasta a glorificării Domnului Iisus. Acolo, foarte probabil, în ziua Învierii ne vom uita asupra acestui pasaj și vom vedea cum se încheie istoria cu adevărat. Vom vedea cine are de spus ultimul cuvânt și în ce constă acest ultim cuvânt. Lucrarea Domnului, versetul 10, vedeți, revine sfârșitul versetului 10 din capitolul 53. Deci și lucrarea Domnului va... Mai avem o dată cuvântul ăsta. Unde? Versetul 13 din capitolul 52. Promisiunea că lucrarea, robul va propăși, se revine asupra acestei promisiuni în versetul 10 din capitolul 53. Lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Asta este Domnul Iisus Hristos. Da. Între promisiunea aceasta a glorificării din capitolul 52 și realizarea acestei glorificări, în capitolul 53, ultima parte a capitolului, avem niște ape adânci, apele suferinței Domnului Iisus Hristos. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita în primele trei versete din Isaia 53. V-aș invita să ne ridicăm și să dăm citire și ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Isaia 53, de la versetul 1, prorocul întreabă așa: cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locul. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi ne vom uita în aceste trei versete și vom încerca să înțelegem respingerea de care a avut parte Domnul Iisus Hristos. Versetul 1 ne spune că El a fost respins prin necredință și ignoranță. Cine a crezut și cine a cunoscut? Versetul 2 ne spune că El a fost respins datorită originii sau a descendenței Lui modeste, a originii Lui modeste și datorită înfățișării neatrăgătoare. Și versetul 3 ne spune cât de radical a fost această respingere de care a avut parte Domnul Iisus Hristos. Toată această lectura acestor versete și toată această respingere de care a avut parte Domnul Iisus Hristos ar trebui să fie, pe de o parte, o bucurie a faptului că datorită acestei respingeri avem noi parte de acceptare. Dacă n-ar fi ales Domnul să fie acela care să fie respins, ar fi trebuit să fim noi aceia care să fim respinși. Dar pentru că El a acceptat să fie respins, noi avem harul să fim acceptați înaintea lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, respingerea aceasta de care are parte Domnul Iisus ar putea să stea ca și un model pentru fiecare dintre noi. Am uitat data trecută să vă spun un verset foarte frumos de la Evrei, capitolul 12, unde ne dea omului Dumnezeu acolo și zice: uitați-vă, dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor. Sublinie foarte important, din partea cui o suferi Domnul Iisus. Iarăși revin la ideea, cei mai nevrednici. Uitați-vă, dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală. Să nu cumva cineva
Eu știu poate care începe și încearcă să se ducă și să propovădească pe Hristos și Evanghelia, să cadă de oboseală când vede că s-a dus la primul, n-ascultă, s-a dus la al doilea, n-ascultă, s-a dus la al treilea, ia și în râs, s-a dus la al patrulea, îl mai pune și în bancuri și în cuvinte de baciucră. Să nu vă pierdeți inima! Să nu vă pierdeți inima! Uitați-vă la Hristos! Și El a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Să nu ne pierdem inima! Dacă ar fi să ne uităm puțin în Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus a știut ce înseamnă să suferi datorită apartenenței etnice, rasiale. A suferit ca și evreu din partea romanilor. Cu tare mare bucurie îi chinuiau romanii pe evrei, pentru simplu fapt că erau evrei. Și Domnul Iisus a făcut parte, poate, din cea mai persecutată națiune care a trăit vreodată pe acest pământ. Națiunea israelită, evreită. El a știut ce înseamnă să fii prigonit, părăsit, disprețuit din cauza apartenenței etnice. N-ar trebui să fie nimeni care să-și piardă inima dacă este disprețuit pe astfel de criterii. Domnul Iisus a trecut pe drumul ăsta. Dacă sunt oameni care suferă datorită faptului că familiile lor nu înțeleg. A fost sau n-a fost Domnul Iisus în situația de a nu fi înțeles de cei din casa? A fost sau n-a fost? Să nu vă pierdeți inima dacă sunteți în această situație. Hristos a trecut pe drumul ăsta. Uitați-vă la El. Dacă sunt oameni care suferă din cauza că prietenii i-au dezamăgit, vă întreb, Hristos a suferit? Cel care a întins mâna în Biblie, el a avut o reacție deosebit de urâtă, de trădare. Au fost alții care s-au raportat la el într-un mod nu neapărat atât de categoric și de respingător să-l trădeze, dar au fost alții care au fugit la greu. Știe Hristos ce înseamnă să fii singur? Am auzit de la frații în vârstă că era singurătate. Dar Hristos a știut ce înseamnă să fii singur. N-aș vrea să tratez cu ușurință subiectul acesta. Aș vrea totuși să așez o sămânță de nădejde și de speranță. Uitați-vă la Hristos. El a suferit din partea păcătoșilor. Nu cădeți de oboseală și nu vă pierdeți inima în astfel de circunstanțe. Am citit foarte interesant în cartea lui oameni geantă și o strească să citesc câteva fraze de acolo. Nu acum. În cartea lui John Stott, Crucea lui Hristos. Și vorbea câteva cuvinte despre Johnny Erickson Tada. Cred că tinerii au auzit despre fata aceasta. Asta a fost o tânără care a fost și sportivă la viața ei, foarte talentată. Și fata aceasta a avut parte, în timpul unui exercițiu de gimnastică, a avut parte de un accident teribil și a rămas paralizată de mâini și de picioare. Și câțiva ani după acest accident a avut o luptă interioară foarte puternică în care zicea ea a trecut de la deznădejde, la disperare, la depresie și așa mai departe. Și la un moment dat se zice că una dintre prietenele ei s-a apropiat de ea și a zis: tu știi că Hristos a fost handicapat? Tu știi că Hristos pe cruce s-a aflat în imposibilitatea de a-și folosi mâinile și picioarele. Și fata asta zice că aproape că a avut parte de o revelație. Că și-a dat seama că și Hristos a fost handicapat. Așa cum era și ea. La un moment dat și Hristos a fost în imposibilitatea de a-și folosi mâinile și picioarele. Hristos se identifică cu noi, zice cuvântul la evrei, că a fost ispitit în toate lucrurile. El cunoaște o gamă extraordinar de largă și de vastă de suferințe umane. Hristos le înțelege. Hristos a trecut pe drumul acesta. În această dimineață ne vom uita și vom încerca să vedem ce înseamnă să fii respins. Hristos a fost respins. În prima fază aș vrea să ne uităm versetul 1, așa cum am spus, Hristos a fost respins prin necredință și prin ignoranță.
Nu știu dacă v-ați întrebat, citind capitolul 53, de ce folosește Isaia timpul trecut atunci când se adresează. V-ați întrebat? Totuși, îți trebuie cunoștințe elementare ca să realizezi, să-ți dai seama că cartea aceasta, Isaia, o scrie cu aproximativ 700 de ani înainte de Hristos. Isaia așa scrie aici, folosind timpul trecut, ca și cum el ar scrie după ce s-au întâmplat toate câte s-au întâmplat cu Hristos. El scrie la timpul trecut. Dacă vreți, este un soi de trecut viitor. Un trecut viitor. Este un trecut care totuși urmează să aibă loc, dacă vreți. Urmează să fie trecut. Deocamdată el este înainte. Nu știu dacă v-ați întrebat de ce alege prorocul să scrie la timpul trecut. Mi-a plăcut foarte mult remarca unui teolog, a unui om al lui Dumnezeu. Acesta este trecutul certitudinii profetice. Cartea aceasta și pasajul acesta este scris și este insuflat de Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, viitorul este ca și trecut. În Dumnezeu nu există această distinție. Noi oamenii operăm pe coordonate spațio-temporale. Pentru Dumnezeu nu există astfel de gând. Când El folosește trecutul și vorbește despre robul Lui, ce se va întâmpla cu El și de ce va avea parte, poate să vorbească la trecut că exact așa se vor întâmpla lucrurile în viitor. Ăsta este trecutul certitudinii profetice. Așa, îmi place foarte mult expresia aceasta. Este certitudinea pe care Dumnezeu o așează în textul acesta. El zice, așa se va întâmpla. Și de aceea El poate să vorbească la trecut. Așa se va întâmpla. Așa s-a întâmplat, de fapt așa se va întâmpla. Ăsta este un aspect tehnic, ca să zic așa, pentru cei care poate au nelămuriri atunci când se apropie de textul acesta și îl văd. Există, bineînțeles, o sumedenie de critici, poate că nu suntem foarte familiarizați cu ele, dar există oameni care contestă că Isaia a fost scris cu 700 de ani înainte de Hristos. Evident, se cramponează faptul că se folosește timpul trecut aici și unii zic, păi, nu-i logic să folosești trecutul dacă încă nu s-au întâmplat evenimentele alea. Și atunci mulți aruncă cartea Isaia în istorie undeva mult mai târziu, dar noi credem datorită faptului că Dumnezeu este acela care a scris această Scriptură, noi credem că lucrurile stau în tocmai așa cum ne spune Scriptura. Așadar, revin, Domnul Iisus a fost respins prin necredință și necunoștință. Foarte interesant, termenul acesta și ideea aceasta de a crede, cine a crezut în ceea ce ni se vestise, Isaia vorbește despre niște oameni care vor ajunge să trăiască în vremea Domnului Iisus Hristos și acești oameni, foarte interesant, în Ioan la capitolul 5, ei îl invocă pe Moise. Noi nu știm cine este omul acesta, dar noi știm cine a fost Moise, noi știm că lui Moise Dumnezeu i-a vorbit. Și Domnul Iisus demască, dacă vreți, ceea ce se vorbea și la dinauri, credința lor superficială. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, Domnul Iisus zice, dacă ați crede pe Moise, ați crede și pe mine, le zice el. Dar voi nu credeți nici pe Moise și nu mă credeți nici pe mine. Observați cum demască Domnul Iisus această credință superficială. Voi nu credeți. Foarte interesant, așa cum am zis, în pasajul acesta mai apare ideea aceasta credință în versetul 4, spre exemplu, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut, zice cuvântul. Și noi am crezut, adică cei care au fost pe vremea Domnului Iisus. Și noi am crezut. Vedeți? Oamenii au crezut ceva. Observați? Au crezut ceva. Și noi am crezut și ce am crezut? Versetul 4, Nicolae. Și noi am crezut când ne-am uitat la Hristos și L-am văzut răstignit pe cruce, noi am crezut ce? Știți ce? Ce-am vrut? Aia am crezut. Ce-am vrut? Aia am crezut. Și noi ne-am uitat la Hristos și L-am văzut răstignit pe cruce și noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu. Lovit și smerit.
Noi n-am crezut ce ne-a spus Scriptura, să credem, ne-am crezut ce am vrut. Nu este. Aceeași idee a credinței apare și în versetul 8. Deci el a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el a fost șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu, vedeți? Nimeni n-a crezut că Domnul Iisus a murit pentru păcatele poporului. Fiecare a crezut că Domnul Iisus a murit, poate din alte motive. Fiecare a crezut ceva, dar n-au crezut ce trebuie. După faptul că n-au avut credință oamenii aceștia, un aspect iarăși foarte interesant, a doua parte a versetului zice, cine a cunoscut? Și întrebarea este pusă în sensul că răspunsul este subînțeles. În sensul că nimeni n-a crezut și nimeni n-a cunoscut. Cine a cunoscut brațul Domnului? Iarăși Domnul Iisus are o circunstanță în Evanghelia după Matei în care demască lipsa de cunoștință a evreilor. Voi cerceta Scripturile. Tocmai ele mărturisesc despre. Și la un moment dat, voi nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și foarte importantă, foarte importantă îndemnul acesta. Există oameni și sunt mulți care au capul plin de Biblie, care cunosc poate Scriptura. Ce să faci cu Scriptura dacă tu nu cunoști puterea lui Dumnezeu? Ce să faci cu Scriptura dacă tu nu cunoști puterea lui Dumnezeu? Foarte interesant. Foarte interesant. Pot apărea, de-aia e foarte, foarte important pentru fiecare dintre. Să ai credință. Dar ce să crezi? Observați? Creștini zombi. Tineri, știu ce înseamnă aia zombi. Frații în vârstă nu știu ce înseamnă. Așa o creatură din aia deformată, care nu știi despre aia ce să zici că e ceva foarte deformat. E important să credem. E foarte important. Dar Pavel ne avertizează să țineți Evanghelia la curite. Să țineți Evanghelia așa cum a strâmit-o altfel. Deci e importantă credința. E important să cunoști. E important să cunoști. E important să cunoști Scriptura și e important să cunoști și puterea lui Dumnezeu. De aceea, ca și creștini, trebuie să căutăm în permanență să ținem aceste trei elemente într-un echilibru sănătos, să crezi, să cunoști și să vezi puterea lui Dumnezeu. E foarte... De aceea, iarăși, încurajez biserica. Dar e foarte important. E foarte important, frate și oare, și eu folosesc foarte mult imaginea aceasta. E foarte important să fie rugăciune sus pe munte. E foarte important să ne rugăm și aici. Dar dacă noi această rugăciune și această credință pe care ne așezăm în Domnul Iisus prin faptul că ne rugăm, nu o ducem mai departe să ieșim de aici din laborator și să le spunem și altora ce a făcut Hristos. Creștem aici și ajungem la un moment dat în niște situații extraordinare de incomode, ca să nu zic enervante, ne tot rugăm și nu mai avem pentru ce să ne rugăm, că pentru anumite subiecte atâta ne-am rugat, nu mai știm. Le mai pomeni, nu le mai pomeni. Vedeți? Să vină ape proaspete din afară cu motive de rugăciune. Frate, hai să ne rugăm pentru fratele Nero, hai să ne rugăm pentru familia Cutare, am fost în casa Cutare, am văzut situația Cutare, copiii mei săptămâna asta am vorbit așa, cu tânărul respectiv am vorbit la școală așa, cu familia respectivă, vecinii mei am vorbit așa, să ducem ape proaspete în biserică. Ne tot rugăm, ne tot rugăm, dar trebuie să și ieșim. Observați asta și echilibrul acesta. Da? Predicăm cuvântul. E foarte important să fim aici, să predicăm cuvântul. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Dar e extraordinar de important să ieșim și să spunem și altora ce avem noi aici. Să aducem ape proaspete în biserică. Domnul Iisus Hristos, zice cuvântul, a fost respins prin necredință și prin necunoștință. Întotdeauna, în cazul fiecărui om care nu are o relație binecuvântată cu Dumnezeu, neajunsul acesta se datorează unei combinații oarecare de necredință și necunoștință. Există multe pasaje în Scriptură, nu mă voi opri acum asupra lor, în care sunt prinse aceste două aspecte.
necredință și necunoștință. În mintea fiecărui om care nu are o relație cu Dumnezeu, se află o anume combinație de necredință și de necunoștință. S-ar putea în mințile unora cunoștința să fie mai multă, dar nu e credință. S-ar putea în inimile altora să fie o credință, dar să nu fie o înțelegere. În ceea ce privește credința, fraților, noi nu avem capacitatea de a așeza în mințile oamenilor credința. Asta nu stă în puterea noastră. În schimb, stă în puterea noastră să așezăm înaintea lor altceva. Și aici este partea noastră. Romani, capitolul 10, Pavel le clarifică pe fiecare dintre noi. Apropo, acesta este un alt text în care este subliniat tandemul acesta, cunoștință și credință. Romani, capitolul 10, de la versetul 14. Cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care... Adică n-au cunoscut, n-au auzit, n-au avut informație. Și zice, cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și versetul 16 este citat, versetul acesta din Isaia, dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, da, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Ceea ce avem noi de făcut, fraților, pentru cei necredincioși, este să vorbim. Să vorbim. Să le ducem Evanghelia. Asta ar trebui să, pe de o parte, să ne încurajeze, pe de altă parte să ne liniștească. S-ar putea ca unii dintre noi să avem multe demersuri din astea evanghelistice și totuși să nu avem roade. N-ar trebui să ne lăsăm descurajați. Partea noastră nu este să naștem din nou pe cineva. Sau așezăm în inima cuiva credință. Noi nu putem lucrurile astea. Astea sunt lucruri pe care Dumnezeu le face. Ce avem noi de făcut este să fim credincioși. Vedeți? Dumnezeu ne-a așezat înainte o parcelă. Propovăduiește cuvântul. Spune cuvântul. Asigură-te că ai făcut partea asta. Și lasă-L pe Dumnezeu. Poate că ar fi interesant și important pentru fiecare dintre noi să ne uităm, poate în Cartea Faptele Apostolilor. Uitați-vă la Pavel, noi avem o imagine despre Pavel ușor romantică. Îl vedem ca un lucrător extraordinar de succes, oriunde s-a dus, toate ușile s-au deschis, toți au ascultat, toți s-au predat, toți s-au botezat, toți s-au pocăit și așa mai departe, toți. Uitați-vă la Pavel să vedeți cu adevărat situația în care se află. Uitați-vă cu adevărat să vedeți în câte ocazii se întâmplă să stea poate săptămâni în șir, să predice într-un anume loc și să vadă că sunt oameni care pur și simplu nu vor să asculte și atunci se vede nevoie să iasă și să înceapă o nouă adunare într-o altă. Uitați-vă la Pavel să aveți o imagine corectă despre ce înseamnă. Dar nu te opri. Nu te opri. Propovăduiește cuvântul. Propovăduiește cuvântul. Și dacă nu te ascultă oamenii, și dacă își bat joc de tine, și dacă nu te cred, stai liniștit. Și Hristos a fost în această situație. Nu te opri. Nu te opri. Hristos a fost respins prin necredință și prin necunoștință. În al doilea rând, Hristos a fost respins datorită faptului că avea o origine modestă și o înfățișare neatrăgătoare, neplăcută. Și într-o epocă și într-o lume unde omul se uită la ce izbește ochiul, Hristos, evident, n-a avut absolut niciun fel de trecere. Și cuvântul zice în versetul 2 că El a crescut înaintea Lui, adică înaintea Lui Dumnezeu, ca o odraslă slabă, și ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Acum e foarte importantă să înțelegem imaginea aceasta. Traducerea aceasta nu ne-o dă foarte clar. Când zice despre Hristos că a crescut ca o odraslă slabă, în vedere se are o plantă, dacă vreți. Să ne mai imaginăm așa o floare, spre exemplu. Când zice că a fost o odraslă slabă, adică a fost o plantă firavă. Când zice ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, imaginea de aici este a unei rădăcini. Ca să înțelegem imaginea a cât de modestă a fost originea Domnului Iisus, este o plantă firavă
care este prinsă într-o rădăcină amărâtă, care această rădăcină este așezată sau înfiptă într-un pământ uscat. Pustiu. Asta este imaginea pe care ne lasă pasajul acesta cu privire la descendența Domnului Isus. O plantă firavă, o rădăcină amărâtă, așezată într-un pământ uscat. În ce privește descendența pământească a Domnului Isus, tocmai asta a fost imaginea care descrie cel mai clar descendența Lui. Și foarte interesant, Isaia mai pomenește într-o altă parte despre odraslă și despre văstat, în capitolul 11, dar imaginea din capitolul 11 despre odraslă și despre văstat este o imagine absolut radical diferită de aceea din Isaia 53. Apoi o odraslă va ieși din culpina lui Isai și un plăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după ce le-a auzit. Observați? Odrasla din Isaia 11 are prerogativul acesta de a judeca. Odrasla din Isaia 53 e într-o situație absolut diferită. Va judeca pe cei săraci după dreptate, va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui. Odrasla din Isaia 53 nu face lucrarea aceasta. Evreii așteptau odrasla din Isaia 11. Nu prea aveau ce face cu odrasla și cu vlăstarul sau cu lăstarul din Isaia 53. Și Hristos se naște pe acest pământ ca o plantă firavă dintr-o rădăcină amărâtă așezat într-un pământ uscat. Dar este aici în versetul 2 expresia. Asta e deosebit de importantă. La începutul versetului. El a crescut, zice, înaintea lui. Nu contează cât e de amărâtă planta. Nu contează că și rădăcina, descendența, neamul, în vedere se avea seminția lui Iuda și neamul, familia lui David, erau devastați cu toții. Nu mai avuseseră un urmaș care să stea pe tronul lui Israel de foarte mulți ani. Nu contează asta. Nu contează că pământul în care vine, nu contează că Ioan Botezătorul este glasul celui care strigă în pustiu. Nu contează că vlăstarul, odrasla, se naște într-un pustiu. Știți ce contează cu adevărat? Știți ce contează? Contează soarele înaintea căruia crește această plantă. Asta contează. El a crescut, zice cuvântul, înaintea lui. Înaintea lui. Nu contează neputința și lipsa de vrednicie pământească de care a avut parte Domnul Iisus. Știți ce contează? Contează că eu și Tatăl una sunt. Contează că El și Tatăl au fost împreună și au făcut aceeași lucrare și Fiul n-a făcut altceva decât să împlinească voia Tatălui. Există câteva, două imagini în Scriptură în care este subliniată puterea lui Dumnezeu într-un astfel de context. Spre exemplu, Isaia 41, de la versetul 18, auziți-L pe Dumnezeu. Zice, voi face să izvorască râuri pe dealuri și izvoare în mijlocul văilor, voi preface pustiul în iaz și pământul uscat în șuvoaie de apă, voi sădi cedri, salcâm, mirți și măslini. Unde? În pustiu, zice cuvântul. Voi pune chiparoși, ulmi și merișori turcești la un loc, în pustiu, ca să vadă cu toții, să știe și să priceapă și să înțeleagă. Ce să înțeleagă? În mâna Domnului a făcut aceste lucruri și Sfântul lui Israel le-a zis. Dumnezeu este expert în a lucra cu putere în slăbiciunea umană. Nu contează originea pământească. Contează înaintea cui stai. Contează soarele care te luminează. Contează dacă ești sau nu ești înaintea feței lui Dumnezeu. Aceeași imagine o avem și în Ezechiel, capitolul 17, de la versetul 22. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, eu însumi
Voi lua o rămurea din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiță fragedă și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat. Și anume, o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel. Ea va da lăstar, va aduce rod și se va face un cedru măreț. Păsări de tot felul se vor odihni sub el. Tot ce are aripi se va odihni sub umbra ramurilor lui. Cine este cel care ridică această plantă neputincioasă? Soarele, înaintea căruia crește această plantă. Asta este o încurajare pentru fiecare dintre noi. Domnul Iisus a știut ce înseamnă să ai origini pământești, modeste. Probabil că cei mai mulți dintre noi, Pavel, la un moment dat, uitați-vă printre voi, frate, ce nu sunt mulți de neam ales, nu sunt mulți extraordinar de străluciți în felul lumea acesta. Nici o problemă. Adevărata strălucire ți-o dă soarele înaintea căruia stai. Adevărata strălucire nu ți-o dai. Domnul Iisus a fost părăsit, a fost disprețuit pentru originea Lui slavă pe care a avut-o. Și cuvântul ne descrie mai departe și zice despre El că n-avea nici frumusețe, n-avea nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Ei, în punctul acesta aș vrea să revin asupra unor detalii pe care le-am adus și săptămâna trecută, care să creeze înaintea noastră o imagine. Spre exemplu, Isaia 50, versetele 6 și 7, zice Domnul Iisus, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba și nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-a rușinat, zice cuvântul. De aceea mi-am făcut fața ca o cremene, ca o piatră, ca o stâncă, știind că nu voi fi dat de rușine. Observați? Domnul Iisus, în ce privește înfățișarea Lui, trece prin acest filtru de groază, dacă vreți. Trece prin bajocura aceasta de care are parte din partea oamenilor. El este scuipat, zice cuvântul aici, barba îi este smulsă. Și în fața acestor suferințe, Domnul Iisus n-a dat înapoi, nu s-a oprit. Nu i-a fost rușine și nu i-a fost groază. Zice cuvântul, și-a făcut fața ca o cremene. Ce înseamnă ideea asta? La un moment dat, tot Isaia zice, el nu va slăbi și nu se va lăsa. Și cred că ar trebui să fim recunoscători Domnului Iisus în această dimineață. Pentru că în fața acestor nenorociri care îi stăteau înainte, El nu s-a oprit și nu s-a lăsat. Deci și-a făcut fața ca o cremene, ca de piatră, ca de stâncă. Și s-a dus înainte. În mijlocul tuturor acestor nenorociri. În mijlocul tuturor acestor dezaprobări de care a avut parte. După ce ne zice de nenorocirea aceasta prin care a trecut, versetul 14 din Isaia 52 zice că pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața. Și atât de mulți se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor. Și tabloul acesta se întregește în versetul 2 din capitolul 53. El n-avea nici strălucire, n-avea nici frumusețe. Oare cum o fi arătat Domnul Iisus pe muntele schimbării la față? Când l-au văzut ucenicii. Acolo a fost strălucire. Dar în restul zilelor vieții lui, el n-a avut strălucire. El a fost ca oricare dintre noi. N-a avut frumusețe și n-a avut strălucire. Și știți ce se întâmplă când nu ai frumusețe și nu ai strălucire și când crești într-o manieră modestă? Se întâmplă ceea ce ne spune versetul 3. Se întâmplă că ajungi să fii disprețuit și părăsit de oameni. Cât este de importantă ideea aceasta, detaliul acesta, că Domnul Iisus a fost disprețuit. Foarte important, pentru că versetul acesta îl amintește de două ori. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit. Același cuvânt. Se reîntregește ideea cu
Cuvântul acesta întărește cuvântul care apare în începutul versetului. Mai există un verset, în care este aceeași idee, spre exemplu, în versetul 7. Deci, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, încă o dată se repete ideea. N-a deschis gura deloc. Degeaba se repete ideea. Cu siguranță că nu degeaba. Repetarea acestor termeni nu urmărește altceva decât să sublinieze anormalul din toată situația. Domnul Iisus a fost disprețuit. Știți cum? Eu mi-aduc aminte că eram copil când au văzut tururile gemene din New York. Și când vorbea cu anumiți oameni, tot la începutul fiecarei fraze îți pomenea de tururile gemene, că au căzut, că parcă s-o clătina tot pământul când au căzut tururile gemene. Numai despre asta se discuta. Era așa de anormal, era ceva extraordinar. Exact asta este ideea și de aici. Domnul Iisus a fost disprețuit și a fost extraordinar de anormal ca El să fie disprețuit. Și totuși, El a fost disprețuit. A fost așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Imaginea de aici pe care o reclamă ideea aceasta a întoarcerii feței este imaginea din Levitic, capitolul 13, versetele 45-46. Asta era reacția pe care trebuiau să o aibă israeliții atunci când se întâlneau cu un lepros. Leprosul trebuia să-și acopere barba și să strige necurat și cel care se apropia de lepros trebuia să aibă oarecum și el reacția aceasta de a-și întoarce față, de a nu se uita în direcția respectivă. Atâta era de josnică și de degradantă situația în care se afla un lepros, încât reacția era tocmai aceasta de a-ți întoarce față. Exact asta este ideea insinuată aici de prorocul Isaia. Îți întorceai fața de la el. În așa o situație a ajuns Domnul Iisus Hristos, încât pur și simplu nu te mai puteai uita la El. Atâta era de deschimonosită fața Lui. Și atâta era de disprețuit El. Și în toată această situație, cuvântul ne spune că El a fost și părăsit de oameni. Domnul Iisus a ajuns să fie părăsit de oameni. Iov, capitolul 19, de la versetele 13 la 19, înțelege câte ceva din experiența aceasta dureroasă a omului de a fi părăsit. Iov a fost părăsit și înșire el acolo mai multe categorii. Prieteni, cunoscuți, neamuri, copii, soție, toți ceilalți, zice, părăsit. Și durerea era extraordinar de mare pentru Iov. Mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să mă apropie de încheiere. Șoane, dacă vreau să-mi aduci pe carte de acolo din geantă. Aș vrea să mă apropie de încheiere. Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, la capitolul 16, versetul 32, înțelege că se apropie vremea în care va fi părăsit de toți. Iată că vine ceasul, zice Domnul Iisus. Și a și venit. Când veți fi risipiți fiecare la ale Lui și pe mine, mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, zice El, căci Tatăl este cu mine. Și totuși, în Matei, Domnul Iisus ajunge să strige: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Știți ce a experimentat Domnul Iisus pe crucea de la Golgota? Iadul. În iad nu este resimțită prezența binecuvântătoare a lui Dumnezeu. Iadul este locul în care fiecare dintre cei care sunt acolo strigă ce a strigat Hristos pe cruce. Iadul este locul în care oamenii te-au părăsit. Te pot părăsi și pe pământul ăsta și îți poți face un iad viața. Se poate și asta. Dar nu există om, oricât de necredincios ar fi el, care să trăiască pe pământul acesta și să experimenteze ce înseamnă să fii părăsit de Dumnezeu. Nu există așa ceva.
Dar în iad vor exista oameni care vor striga și vor suferi amarnic, așa cum Domnul Iisus a suferit iadul pe cruce. Când prezența binecuvântătoare a lui Dumnezeu n-a mai fost cu el. Pavel zice la un moment dat la 2 Timotei, zice, măcar că toți m-au părăsit, totuși, Domnul a fost cu mine. Noi n-avem de trăit pe acest pământ ce a trăit Domnul Iisus la cruce. Nimeni nu va experimenta acel grad de singurătate și de despărțire pe care l-a experimentat Domnul Iisus. Binecuvântat să fie El pentru toate lucrurile astea. Vreau să vă citesc un pasaj din această carte a lui John Stott. M-am gândit să vă relatez eu așa, să o parafrazez, dar n-aș fi putut la fel de bine, așa cum o scrie omul acesta. La sfârșitul vremurilor, miliarde de oameni stăteau pe o câmpie întinsă înaintea tronului lui Dumnezeu. Cei mai mulți se dădeau înapoi datorită luminii puternice dinaintea lor, dar niște grupuri ce erau mai în față vorbeau cu un ton aprins, nu cu prins de rușine, ci cu un duh aprins. Ne poate judeca Dumnezeu pe noi? Ce știe El despre suferință? A izbucnit cu o brăznicie o tânără brunetă. Ea și-a sfârșiat mâine ca să scoată la lumină numărul tatuat pe care îl purta din lagărul de concentrare nazist. Noi am suferit teroare, bătăi, tortură, moarte. Într-un alt grup, un băiat negru și-a lăsat bulerul jos. Ce spui de asta? A întrebat el, arătând spre o cicatrice urâtă lăsată de funie. Am fost linșat pentru singura crimă, că sunt negru. Într-o altă mulțime era o fată de școală ce era însărcinată și avea ochii triști. De ce trebuie să supăr? Murmura ea. A fost vina mea. În depărtare, pe toată câmpia aceea erau sute de astfel de grupuri. Fiecare din ele aveau o plângere împotriva lui Dumnezeu pentru răul și suferințele pe care El i-a permis în această lume. Ce norocos era Dumnezeu că trăia în cerul unde totul era dulce și luminos, unde nu era prunz sau frică, unde nu era foame sau ură. Ce știa Dumnezeu despre toate lucrurile pe care omul a fost obligat să le îndure în lumea aceasta? Căci Dumnezeu duce o viață ferită de toate acestea, spuneau ei. Așadar, fiecare din aceste grupuri și-au trimis înainte ca lider pe acela care a suferit cel mai mult dintre ei. Un evreu, un negru, un locuitor al Hiroshimei, unul care era teribil de deformat din cauza artritei, un copil deformat din cauza unui antibiotic, în centrul câmpiei s-au consultat unii cu alții. În cele din urmă, au fost gata de a-și prezenta punctul de vedere. Era ceva ingenios. Ca Dumnezeu să le poată fi judecători, El trebuia să îndure mai întâi ceea ce au îndurat ei. Decizia lor a fost aceea ca Dumnezeu să fie condamnat să trăiască pe pământ ca un om. Să se nască evreu, să se nască așa încât caracterul legal al nașterii lui să fie pus la îndoială, să-i dăm să facă o lucrare așa încât chiar și familia lui să nu-l mai recunoască atunci când încearcă să o ducă la îndeplinire, să fie trădat de cei mai buni prieteni. Să fie acuzat pe nedrept, să fie judecat de un juriu cu prejudecăți și condamnat de un judecător laș, să fie torturat. În cele din urmă să-l lăsăm să vadă ce înseamnă să fii teribil de singur, apoi să-l lăsăm să moară. Să-l lăsăm să moară așa încât să nu mai încapă îndoială că a murit. Să fie o mare oștire de martori care să verifice că într-adevăr a murit. În timp ce fiecare lider își anunța partea lui de sentință, murmure puternice de aprobare se auzeau din partea mulțimii adunate. Și când ultimul și-a sfârșit sentința, s-a făcut o tăcere îndelungată. Nimeni n-a mai rostit nici un cuvânt. Nimeni nu s-a mișcat. Căci dintr-o dată au știut toți că Dumnezeu își ispășise deja pedeapsa. Amin. Hristos a trecut prin ceea ce am putea să trecem fiecare dintre noi, oricând, de-a lungul acestei vieți. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.
v-aș invita să ne ridicăm.